2, 1, pleacă! 26 de ani. Și cu ce te ocupi tu la 26 de ani? Stau 12 ori în fața calculatorului și încerc să extrag bani de acolo. Bă, sunt fan Audi, da. Și nu-mi plac BMW-urile. Nu știu dacă știai, dar cred că nu știai. Poți să transform în BMW mașina asta. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi... Facem un vlog cu Cosmin Botoșanu. M-am oprit mai devreme, nu știu de ce, așa mai venit. Cosmin Botoșanu, cum am ajuns să facem vlog? Am ajuns să facem vlog datorită faptului că am ajuns Audi RS3 nou din 2022 și ți-am dat un mesaj și surprinzător ai răspuns și am zis, bă, hai să facem. Deci nu s-a atât de arogant, chiar răspund la mesaje pe Instagram. Câți cai are această mașină? Mașina are 400 de cai, face 100, testat de mine în 3.7 secunde. 3.7 secunde. Da. Cât costă această mașină? Lasă-mă să ghicesc. 70-80 de mii de euro sau mai mult? Ai nimerit, dar mașina asta eu am cumpărat-o second, în sensul că am plătit 80 de mii de euro și avea 7.000 și un pic de kilometri. Mamă, deci ea e practic 90 de mii de euro, mi se pare cam mult. Eu am făcut pic de configurator, pentru că întâi am vrut să o luăm nouă, aproape 100 de mii. De configurator, wow. Cu tot ce are ea acum, deci cum am cumpărat mașina asta, cam aproape 100 de mii era mașina. Sponsorul clipului de astăzi este World of Warships. Dar ce este World of Warships? World of Warships este un joc gratuit de tip tactical shooter și indiferent dacă vă jucați pe PC sau pe consolă, împreună cu prietenii sau cu alți jucători, World of Warships vă dă posibilitatea să aveți parte de lupte epice pe mare. Puteți alege din cele 400 de nave istorice pe care le puteți modifica atât cum arată, cât și ca performanță. În plus, toate hărțile sunt inspirate din locuri istorice, contribuind la atmosfera de război. Așa că intră pe linkul din descriere și vei primi un starter pack uriaș în valoare de 25 de euro, care include următoarele: 500 de dubloni, 2 milioane de credite, o navă din generația 4 și 6 puncte de Skilled Commander. În plus, vei avea și 7 zile de cont premium, ofertă valabilă doar pentru cei care își fac cont nou folosind linkul din descriere. Intră și tu pe linkul din descriere, alege pe ce vrei să joci, PC sau consolă, descarcă jocul și ne vedem online. Iar acum, hai să continuăm vlogul. Te-am întrebat pentru că am mai făcut un vlog cu un RS3, la modelul anterior, da. Și mașina aceea costa 70.000 de euro nouă. A, nou? Nou, 70.000, dar era modelul vechi. Da. L-au mai mărit. Uite, preț. Să-ți spun o chestie. Eu vreau să-mi cumpăr o altă mașină, doar că, așa cum mi s-a întâmplat, eu mai am un Audi A5 din 2021, există în ultimii ani, acum 2021-2022, un facelift la toate modelele aproape. Și dacă tu compari un RS3 din 2020 cu un RS3 din 2022, nu există aproape nicio diferență. Adică, da, arată mașina similar, dar e total schimbată. Știi? Adică și asta vrei să spui copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Adică vrei să spui că au fost multe upgrade-uri? Foarte multe. Exterior, interior, adică doar interiorul e schimbat complet. Și mi-i place extrem de mult. Dar totuși nu au crescut foarte mult cai putere, că din câte știu eu, da, RS3-ul tot 400 de cai. Da, da, da. Pentru că are același motor, 2.5, 5 cilindri. 2,5 litri, foarte, da. Foarte mic motorul. Da. Dar este un motor ajutat de turbină, pentru că eu acum 20 de ani, pe vremea mea, când eram eu tânăr fecior, la 2,5 litri aspirat aveam 192 de cai și era un motor șmecher ăla de BMW E36. Dar bănuiesc că tu știi pe vremea ta cu 20 de ani că acest motor a câștigat cele mai multe competiții de rally la divizia Audi, corect? Normal, normal, dar este un motor cu turbină, nu? Da, da. Că fără turbină n-ar fi scos el 400 de cai. Probabil ar fi scos vreo 300. Zic așa, i-a fi dat 100 de cai turbina. E ceva. Da. De ce ai ales mașina asta și nu altă mașină? E fun story, pentru că eu doream să-mi cumpăr un RSQ3. Avea același motor. În timp ce noi ne uitam pe site la multe configurații la mașină, mi-a apărut o publicitate exact cu această mașină în Germania. A zis, bă, nu-mi vine să cred, ce mașină e asta? Și când am văzut că era cu vreo 5.000 de euro mai ieftin decât RSQ3-ul, nu pot să cred, mai ieftin și mai șmecher mașina. Ok, mi-am sunat dealer și am zis să dăm comandă de mașina asta, a verificat, era disponibilă și 3 săptămâni după mi-a ajuns. Deci vezi, publicitatea chiar funcționează. Da. Eu pot să vorbesc pentru că de acolo vin, deci. O altă chestie care mie mi-a plăcut, volanul, modelul ăsta de volan, pentru că la RSQ3 nu prea găseai, mult mai dificil. Cu partea asta teșită. Exact. Foarte mișto. Da. Cineva mi-a propus să-i schimb partea de aici, să punem partea din mijloc, Alcantara. Cine ți-a propus? Dealerul meu.
Și sincer, încă îmi place. Dacă o să mă plictisesc, o să o schimb. Dacă nu, nu, pentru că aici teoretic se poate pune chestia aia, știi, cu speedometer, îți încarcă, da, da. Știi? E un display aici pe... Un display, exact. Deocamdată nu, de toată lumea mi-a zis: "Bă, de ce îmi schimbă vacoare?" Deci nici mașina și toți prietenii mei: "De ce îmi schimbă vacoare?" Abia am luat-o. Zic: "Bă, lasă-mă să am parte de azi, că mă plictisesc așa, pentru că eu exact. După un an jumătate de-abia m-am plictisit de a 5. Care îl luasem tot așa, l-am luat 0 km. Și asta a fost motivul pentru care mi-am cumpărat o mașină second, să zic așa, adică cu sub 10.000 de km, pentru că a zis: "Nu merită să iau o mașină 0 km." Am avut deja o experiență cu o mașină 0 km, am făcut 40.000 de km și arăta aproape nou. Și am zis: "Păi, de ce să o iau?" Și am economisit 15.000 de euro și mi-am luat aceeași mașină. Ce mașină ai mai avut? Prima mea mașină mi-a dat-o mama cu 6 ani, un Opel Corsa 2002. După care mi-am cumpărat prima mașină, un Audi A3, pe care l-am dat lui frate-mi, mi-am luat un Q3 A5 și RS3. Ești fan Audi, ce să mai? Bă, sunt fan Audi, da. Și nu-mi plac BMW-urile. Glumesc. Îmi place că în România există râca asta. Da, 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 e tribalitate. Și mie, da, și mie îmi place să tribola cu tribola, tribola. Da, da. De uite, ce nu spar pe ori? În primul rând, iubesc mult mai mult 4. Mă simt mult mai stabil și mă simt mult mai safe în, când conduc un 4. Și doi la mână, nu prea îmi plac ca mașini. Deci nu e ca și femeia, adică poate să-ți placă un tip de femeie și la nu-ți place un alt tip. Știu, dar eu întrebam argumentele, știi? Argumentele... Adică e ok să-ți placă blonde și brunete, pentru că asta ține de ceea ce simți. Dar dacă ai argumente, mă gândesc că, bă, poate ai un motiv să nu-ți placă BMW-urile și poate sunt și eu proști și nu văd motivul ăla. Arată-mi și mie motivul ăla. Nu, eu cred că e mai mult o chestie personală, plus că dacă mi-aș cumpăra, de exemplu, un X, eu am înțeles că sunt foarte confortabile, probabil mi-ar place. Dar încă nu am experimentat foarte tare un BMW. E strict o chestie personală și de gust, deocamdată. Dar probabil la 40 de ani o să iau un... Câți ani ai? 26. 26 de ani. Și cu ce te ocupi tu la 26 de ani? 26 de ani, deci, ca să zic așa, profesia mea e marketer. Stau 12 ori în fața calculatorului și încerc să extrag bani de acolo. Dar cum extragi tu bani din calculator? Da. Bună întrebarea. Păi avem agenții de marketing, lucrăm și în domeniul affiliate marketing, în sensul că avem parteneriate cu companii mari care ne pun la dispoziție produsele lor, ne dau un comision și noi efectiv ne ocupăm de tot ce înseamnă procesul de vânzare. Ne asumăm noi bugetul, deci strategia de marketing, instrumentele și așa mai departe. Deci ei doar ne dau comisionul și produsul, restul e treaba noastră. Plus că când se face vânzarea, e treaba lor cu tot ce se întâmplă după. Și faci bani din asta? Da, da. Bine. Ia să-i dăm așa un sprint să vedem dacă fuge un pic. Gata, gata. Gata, cu și mașina. Deci se duce ceva. Se duce. Deci, vrei să spun o chestie? Noi am atins cu mașina asta 298. Da? Da. Deci n-ai atins 300. Nu, n-am atins 300, nu am avut efectiv unde. S-a scurtat strada foarte tare la 298. Ce-ți place și ce nu-ți place la mașina asta? Da, uite, o chestie care îmi place extraordinar de mult, prefer să încep cu ce-mi place, e faptul că are suspensiile adaptive, pe confort, merg pe străzi mai puțin bune și efectiv e confortabil să conduci mașina asta. Deci, mult mai confortabil decât A5 pe care l-am când o pun pe performance. Se întărește foarte tare volanul, mașina, deci devine foarte rigidă. Acum suntem pe confort. E puțin rigidă, știi? Adică da, se simte. Evident, dar dacă schimb, bănesc că o vei simți. Hai să vedem. Da. Deci asta a fost confortul. Da. Și asta e performance. Da, nu mai sunt gropi, ca să-mi dau seama. Hai. Văd că e motorul mai turat. Da, adică rămâne turat. Bine încărcată. Da. Mișto și fartul ăla mic la schimbare de trepte. Da. A dat un părț mic. Bă, vreau să zic acum, mie îmi place că zic că băi părțită, deci chiar îmi place. E un sunet așa mai gros puțin când schimbă, chiar îmi place. Acum e gălăgioasă, o pun pe confort, se schimbă complet. Coboară turele, nu mai face gălăgie. Tot face aceeași chestie. Adică și sunet și trage și mai departe, doar că există un lag la pedală. Mai mare. Mult mai mare. O pun pe sport? Da.
Hai, bă, că fuge ceva. Deci da, nu vine să cred că are motor doar de 2,5 litri. Pentru că te așteptai să aibă așa un 4 litri, adică te bagă în scaun ca un 4 litri turbo. Da, așa da, te bagă în scaun. Dar asta din cauza că mașina este foarte ușoară, nu? Cât are 1500 de kg. Asta e treaba. Deci da, greutatea mașinii e, în loc să aibă tonul 800, adică 400 de kg în plus, se simt. Asta trage ca o mașină de 500 de cai, poate 600 de cai, pentru că mașinile de 600 de cai sunt mai grele. Eu nu vreau să-mi imaginez mașina asta, dacă ea trage acum stoc așa, dacă eu îi fac stage 2. Îți dai seama cum tragi? What? Adică... Ca... Nu mai e voie să te dai la aia după aia. Ca golful lui Buba. Da, știi care e faza? Hai să spunem și da, lucrurile pe nume. Da. Trebuie să o ții durat, frate, ca să fugă. Da. Uite, 6.000 de ture, 6.000 jumate de ture. Da. Adică... Îmi place cum trage mașina. Doar că, după gustul meu, că trebuie să vorbim și una și alta, după gustul meu, ar fi fost mișto un motor mai mare, ca să nu stai cu ea mereu să latre. Știi? Că ea latră mereu acum. Vezi, uite, îl ții 4.000 jumate de ture ca să ai vână. Da. Plus... Într-adevăr, are vână la 4.000 jumate, nimic de zis. Da, da. Dar mașina e cam durată. Dar cât are 0-100? Făcut de mine, 3.7. Casa oficială spune 3.8. Vezi, eu cu Tesla scot făcut de mine, 2.9. Da. Are potențial să ducă foarte tare și asta, părerea mea. Are cei după ea? Sunt curios dacă o să-ți placă launch control la mașina asta. 0-100. Mamă! Bă, dar fuge! 3.5. 3 secunde jumate. Hai că nu e chiar părții 2.5. Nu e. Bă, dar fuge mașina, îmi place. Tu știi că asta bate în 4? Da? Da. E mai tare ca în 4? M-am uitat pe YouTube la video. În ce condiții bate în 4? Pe drag race. Da? Da, da, uite, este un video pe YouTube. Bate în 4? Da, da. Competition. Bate în 4 competition? Da, în plecare. După aia, de la... Deci, 100? Deci, de plecare nu are nicio șansă. De la 100, cred, pentru că are 150 de cai în plus în 4, se duce un pic mai tare decât RS3. Ar trebui să ne întoarcem să facem o liniuță cu Tesla. Uite că am Tesla da, în spate. Da, 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 da. Vrei? Da, da. Dar îți dai seama că te fac praf. Bine. Ce-o zis băiatul? Cred că e prima linuță care o dau în viață, ești nebun? Nu vă spuneați, doamnă, cum vă explicați faptul că Tesla lui Adi Popescu a pierdut în fața celui mai ieftin RS? N-avea baterie, mamă, îți spun eu sigur. Și hândrălăie au aruncat cu nisip pe acolo, lasă că știu eu că am văzut în toate ziarele. Baterie și hândrălăi și nisip. Nu vă spărați, domnule, cum vă explicați faptul că Tesla lui Andy Popescu a pierdut în fața celui mai ieftin RS? Care Andy Popescu? Andy Popescu, vloggerul! Ah, ce se întâmplă, domne? Nu e prima oară cu minte. A mințit că are bani făcuți de el, nu e adevărat, iară de la părinți. A mințit că a avut afaceri de succes, n-a avut, a falimentat struții, a falimentat biferele, a tocat barii părinților. Pă ce tot pune mâna, e o greșeală, îi falimentează tot. Acum ce o să facă? O să falimenteze Tesla. Suntem live, ah. Domne, am venit aici la garajul lui Andy Popescu, să vedem, domne, de ce a pierdut Tesla lui, că e și-o tot laudă. Hai să vedem. Domn Popescu, cum vă explicați, domne, că Tesla dumneavoastră a pierdut în fața celui mai ieftin RS? Hai, domne, nu comentez, am spus la toată presa, domne, a avut oameni special, mi-a pus ulei pe banda mea, a avut oameni care i-am prăștea nisip și mi-a intrat și soarele în ochi. Uite și acum a intrat soarele ăsta. Nu comentez, domne, nu comentez, nu? Urmărește un pic ce se întâmplă aici, asta e o chestie nouă pentru mine. Ai văzut? RS3. Dar cum de are frâne ceramice doar pe față și pe spate nu are? Având 1500 de kg, e extrem de suficient. Ăsta arată cam stoc. Exact. Îmi place carbonul ăsta. A5 avea radarul. Unul aici și unul aici, ok? Și de exemplu, dacă o mașină mi-i stătea mai pe dreapta, își păstra distanța, urmărea mașina. Aha. Din cauza faptului că l-are pe mijloc, am pățit aseară, mașina a ieșit din raza
radarului și el a continuat. Accelera. Deci dacă eu nu frânam și nu eram atent, accelera. Da, da. Și îl prindeam. Deci e mai bine cu stânga dreapta. Absolut. Din experiență, da, da. Și cum ai zgâriat? Asta? Am zgâriat o la biserică. Probabil avea vreun păcat mașina, știi, și și-a spălat păcatul. Foarte late cauciucurile, 265. Deci stai un pic, are 265 pe față și 245 pe spate? Eu n-am văzut mașină cu cauciucuri mai late pe față decât pe spate. Are 265 pe față și 245 pe spate. Când ți-ai dat seama de chestia asta? Acum. Da? Deci nu știai? Nu. Dacă ați văzut voi vreo mașină la fel, lăsați-ne în comentariu, chiar sunt curios, eu n-am mai văzut. Arată foarte bine difuzerul ăsta. Da. Chiar e mișto. Portbagajul? Ai ceva în el? Portbagajul e plin. Dar chiar e un test foarte bine pentru că e ridicat când merg cu nevastă mea în hotel, ea crede că ne mutăm, știi? Și atunci am observat că aceleași lucruri care le puneam în acești care era mult mai spațioasă, reușesc să le pun aici. Hai să facem 0-100. Bun, poți să-mi zici tu când fac ca să da, las? Da. Deci acum accelerație, da? Da, accelerează. Hai. Acum. Nu. I-am dat prea devreme? Da, ai falsat-o. Aha. Da, deci mamă ce frână are, incredibil frate ce frână are, deși frânele astea ceramice sunt incredibile, jur. Hai să activăm și 0-100. Apeși doar pe ăsta. Da. El a activat acum. Perfect. Așa și îți spun eu când se atunci lasă, îți spun eu când se lași frâna, da? Da. Accelerează. Acum. Cât avem? 36. Și tu cât ai spus? 35. Hai, bravo. Băi, dar ce frână are, deci e incredibil. Ia, poți să frânezi tare în întâmplă? Da. A, mă! Băi, n-am văzut mașină cu frână mai bună ca asta. Bă, bune, deci... De-aia am ales ceramice. Deci, serios, deci nici Lambo nu frânează așa. Fără mișto. Cred că din cauza că e foarte, foarte ușoară. 1500 de kg, da. Și fiind foarte ușoară, frânează mai bine. Mamă, deci... Eu am avut mașină, tot A5-ul. Mergea 265, atingea mașina aia, doar că avea frâni foarte proaste. Și da, de data asta am zis, vreau să cumpăr o mașină cu cele mai bune frâne. Degeaba ai putere dacă n-ai frâne. Da, adică simți că te și frânează, știi? Adică da, te duci în față repede, dar și frânezi repede. Eu am ajuns odată, acum 2 ani, la o situație limită pe autostradă, m-am dus prea repede. Da. Și că după curbă mi-a apărut trafic și când am început să frânez sau supraîncălzit frânele și am ajuns la limită. Și de atunci mi-am învățat lecția. Era să faci accident. Da, și mi-am învățat lecția și am zis de atunci nu mai merg așa de repede și îmi cumpăr și frâne mai bune. Îmi place, domnul director. Deci chiar e frâșneață. E o jucărie, eu așa o consider. E mai mișto la volan să o conduci decât în dreapta. În dreapta nu eram așa impresionat, știi? Da. Dar acum că o conduc, sunt triggered, triggered! Da. Trezești în tine niște senzații. Da, adică uite și tu. Mamă. Dar parcă nu prea-mi vine să o conduc pe manual, știi? Parcă vreau să o las pe ea, știi? Nici eu nu pot să o conduc pe manual. Da? Nu, mi-e foarte greu să o conduc pe manual. Și cum eu dai pe manual? Cum eu dai să schimbe ea singură? Apeși și vezi la înapoi. A, gata? Da. Că nu mai stau să mă concentrez la schimbat de viteză, știi? Trebuie să te antrenezi foarte mult cu sunetul ca să poți să schimbi manual, știi? Ce s-auzi deja, frânele? Păi ceramicele așa fac. Da? Păi dar ceramicele... nu fac așa, ceramicele. Păi când se încălzește ceramica, scârție. Asta m-a învățat un pilot. Da, te-o fi învățat, dar să știi că la Lambo nu scârție, la ESOP nu scârțeau. Serios? Bă, bune, adică spun, am mai avut mașini cu frân ceramice, nu sunt chiar ultimul fraier. O să mă duc să mă interesez, nu știu, eu treabă. Care am. Da. Uite, lăsați voi comentarii, că cel mai bine întreb oamenii, da, care au avut frân ceramice. Scârție? Da. La mine chiar nu a scârție. Scârții doar când pui foarte puțin frână, când nu faci presiune. Asta nu, nu e normal. Ah, adică e opinia mea sinceră. Da. Singura chestie că simt că parcă se chinuie foarte mult mașina. Ea fuge rău de tot, da, dar se și chinuie pentru că trebuie să aibă turațiile astea enorme. Okay? Da. Hai să vedem cum fuge la 90. Da. 3, 2, 1, pleacă! Cam... A fugit ceva. Da. E, are ceva lag. E normal are să aibă ceva lag. Da. Plus că tu... Faci o comparație cu foarte multe mașini și foarte multă experiență. Da. Eu nu am atât de multă experiență și ți-am zis, e prima mea mașină din divizia RS. Îi nebunește pe unii. Iar compar cu Tesla aia, iar compar cu Lambo, iar compar cu... Bau. De ce te mai uiți frate la mine dacă nu-ți place că... Corect. Ce fac? În de, primul ce rând, să schimb, de ce încerc să mă schimb? În primul rând, consider că dacă tu ai un bagaj de experiență, poți să vii și cu o opinie diferită, știi? Normal, la fiecare își dă cu părerea. Da. Vin cu argumente. Mi se pare așa pentru că... că... Nu că mi se pare, îmi place și gata, îmi place mașina. Îmi place pentru că, A, B, C.
Adică judecă argumentele, nu judecă opiniile. Gândește că eu am intrat în lumea business-ului prin MLM, știi? Da, adică multi-level marketing. Multi-level marketing, prin network marketing am intrat în lumea antreprenoriatului. Și acolo a fost cea mai bună școală pe care am făcut-o, în sensul că m-au învățat să nu bag în seamă nici măcar virgula de la ceilalți. Atât de tare a fost școala aceea pentru mine că astăzi, deci efectiv, câteodată eu nici nu-mi dau seama că trec prin mine chestiile astea. Și bănuiesc, și multe lume m-a întrebat cum pot și eu să fac 1 milion de euro, știi? Și a zis, bă, poți să faci 1 milion de euro dacă din mâine nu te mai interesează nici de 50 mă micta. Știi? Adică să mergi pe drumul tău, da, fără să speri de alții. Exact. Pentru că am observat un lucru. Tu, în orice misiune ai, de business, de viață și mai departe, de familie, când asculți părerea, muți focusul. De asta Andrew Tate, Cobra Tate, niciodată nu se uită la clipuri făcute despre el. Și am promis că niciodată nu o să mai uit. Și nu m-am mai uitat. Crede-mă, am mai făcut cineva clipuri despre mine și nu m-am mai uitat. Îți multă focusul. Oricât de tare ai fi, vrei să spun o chestie care e secretul meu, să nu beau bere? Nu o cumpăr. Dacă am, o beau. Eu beau 20 pe zi. Da, beri? Da. Și n-am nici pe dracu. Bravo. Stai pe drumul tău, mergi pe drumul tău, nu mai pleca urechea la ce zic, ce unul sau altul. Și eu cred că e valabil în orice domeniu. Exact, bravo. Această chestie. Vezi? Astea sunt principii foarte bune. Dacă vreți și voi un RS, să mă intrați pe principiul ăsta, probabil o să vă ajute. Bă, dar ce frâne are, frate, la 100 și ceva la oră. E bombă. Îmi place rău de tot frâna. Da. Deci asta e chestia care îmi place cel mai mult la mașina asta, frâna. Chiar dacă scâția un pic. Băi, dar frâne, nu mai zic că frâne. Incredibil. Uite, eu n-am frâne ceramice pe Tesla. Eu n-am frâne de astea pe Tesla. N-am frâne ceramice pe Tesla. Și, de exemplu, dacă te dai la ea și se supra încălzesc, că nu... Noroc că mai frânează și cu magneții, știi? Ah, ok. Un fel frâne de motor? Da. Ok. Le-au pus la Plaid, i-au pus frâne ceramice. Opțiune de frâne ceramice. În primul rând, frâne ceramice sunt extrem de scumpe, sunt extrem de bune, de eficiente, dar nu prea trebuie să mai faci nimica. Da. Adică, probabil o să schimbi mașina, da, și nu trebuie să schimbi aceste frâne. Așa este, dar și alea te lasă. Da, la un moment dat. Da, dacă da. Îi dai pe circuit, de exemplu, știi? Da. Vrei să-ți arăt o chestie pe care nu știai? Nu știu dacă știai, dar cred că nu știai. Poți să transform în BMW mașina asta. Apeși butonul RS, da. Te duci la Twerk Rear, da. Și îți spune, îți traduc din italiană, îți spune nu folosi această modalitate pe drumurile publice. Uh-huh. Dacă eu activez asta acum, 90% se duce spate. Pe spate, da. Și asta e faimoasă, să zicem așa, modelul ăsta nou de RS3, tu poți să faci în mod controlat driftul. Da, care torque vectoring. Exact. Și duce pe spate toată, exact, puterea. Asta e o chestie nouă la RS3 2022 și celălalt RS3 nu aveau. Deci vine cu îmbunătățirea asta. Acum noi. Vezi că ea zice să nu faci asta pe drumurile publice. Exact. Noi nu o arătăm. Că băiețașii noștri fac drifturi. Nu. No. Da. Da, mă, fuge. Cred că dacă mergi frumos cu mașina asta, îți consumă foarte puțin, dacă mergi frumos. Dar nu prea poți să mergi frumos. E foarte, foarte greu să mergi frumos. Exact. În primul rând, pentru că orice depășire... Nu, dar și o depășire, dacă vrei să faci, se supraturează și atunci consumă. Normal. E foarte greu să ții mașina în 1500. Ia să vedem. Ia uite, poți intra 7-a, la 93 la oră. Nu putem să vedem un consum Nissan Terra acum? Trebuie să apăs asta. Asta e, da, asta e consumul. Da, asta e consumul. Acum e 0 pentru că nu accelerez. 5%. Da. Bine, la 70 la oră, dar hai să vedem mai mult. Ce să mai mult consumă? Spune eu că consumă asta, mașina asta 4-5 dacă mergi cu 80 da. La oră. Da. Fiind la început, nu m-am mers niciodată la consum. Și o să fac un drum de Italia săptămâna viitoare. Vreau să merg până în Italia cu ea. Și pe autostradă chiar sunt curios să văd câte plinuri o să-mi trebuiască până la Milano. Depinde cum mergi. Uite, eu am învățat pe propria piele că România e foarte diferită de Italia, mă refer la drumuri publice. Adică eu nu știam ce aerienii continui până a venit în România. Mie italienii nu m-au învățat ce aerienii continui, nici mai, nu mai au desenat în ea continui pe asfalt. La ei nu există radare mobile, nu există atât de mare stres. Bănuiesc că au și o infrastructură mult mai bună ca a noastră și atunci nu e nevoie să fie atât de mult... Da, stai tu mereu cu Waze. Mereu.
Nu? Mi-am învățat, da, mi-am pierdut odată permisul și mi-am învățat lecția. Cât timp? 3 luni, pentru că am avut 105 în localitate. Da, bine, eram în oraș pe două benzi, știi? Și îți dai seama, eu eram proaspăt ajuns în România, m-am accelerat mașina. Plus, mi-am mai pierdut încă o dată permisul pentru că am depășit pe linii continue. Nu știam că nu se poate. Eu, de fel, sunt un pic naiv. De-aia și am reușit un business să-mi ating anumite rezultate pentru că nu prea mă gândesc. Gândesc mai puțin când trebuie să iau acțiune. Pentru că știu că dacă rămân pe gânduri, da, ești mai îmi fac filme. Îmi fac filme și poate e greu îmi ating scopul. Și nu mai porni niciodată. Da. Mereu există o soluție la fiecare problemă și atunci faptul ăsta că eu în timp mi-am dezvoltat problem solving-ul și asta fac cu toți oamenii mei în companie, primul lucru pe care încerc să-l transmit e problem solving-ul. Adică să știi să-ți rezolvi reparul. Singur, nu veni la mine că dacă ar trebui să rezolv probleme la 20 de oameni în fiecare zi, n-aș mai face business. Ai 20 de oameni în firma ta? Da. Foarte tare, și la 26 de ani conduce o firmă cu 26 de oameni. Bravo. 20, nu 26. Trebuie să înveți conceptul ăsta pentru că altfel eu n-aș putea să fac. Și care sunt cele mai importante principii pe care le-ai spune unui tânăr de 16, 17, 20 de ani? În primul rând, conceptul de meserie, de a fura meseria, pentru că... Adică să înveți lucruri de la alții. Da, eu am zis când am apărut public și vreau să fac, să dau aceste mesaje, am spus, bă, nu vreau să-mi colorez viața cum o fac toți guru, pentru a da impresii false oamenilor. Și am zis, ok, haideți să vă arăt cum e cu adevărat în spatele unui business de succes. Poate am cumpărat două cursuri la viața mea și pe alea le-am făcut decât, nu știu, două lecții din ele. Dar m-am dus în mijlocul italian și am spus, bă, ce faceți voi aici? Și m-am dus și am dat cu mătura la birouri, la oameni mari, m-am apropiat de bani, știi? Ca să înveți la ei. Da. Bunicul meu m-a învățat, mi-a zis, bă, băiete, tu te și furi meserii. Așa mi-a zis, da. Adică învață lucruri. Da. Unul la mână. Ăsta e principiul cel mai important. Lăsați cursurile, adică sunt bune cursurile, dar în faza 2. Nu știu dacă se înțelege ce vreau să zic. La început trebuie să acumulezi experiență, da, de la alți oameni. Trebuie să te călești, se spune la noi. Știi, eu am termenele de la Suceava, da. Eu încă n-am învățat termenele de la Brașov, știi? Sunt încă proaspăt în România. Și atunci, ăsta ar fi primul. Al doilea principiu ar fi un pic mai mult modestie. La ce mă refer? Nu neapărat că nu trebuie să-ți cumperi proiect de Gucci, că dacă îți plac papuci, și mie îmi plac papuci Gucci, dar mi-i cumpăr când mi pot permite. Și eu aplic mereu regula asta de 10%. Exemplu, dacă vreau să mă distrez, mă distrez cu 10% din adică banii mei. Ce vrei să spui tu este responsabilitatea financiară? Un pic. Eu niciodată n-am considerat o responsabilitate, nu i-am dat termen. Dar am încercat să fiu cât de logic. Și o altă chestie, foarte mulți oameni, foarte mulți tineri, nu-și ascultă propria inimă, ca să zic așa, nu vreau să fiu acum prea... cum să zic eu, profund, dar de multe ori ei cred că răspunsul e la alții. Uh-huh. Mereu încearcă să asculte pe alții că, bă, dacă îmi zici așa, hai să încerc așa, poate numai așa e calea cea bună. Să ascultă de alții. Da. Da. Ascultă de tine. Și ciulește urechile și la ce spun alții. Dar ascultă întâi de tine. Ce spune ți inima să faci? Și ascultă argumentele lor. Absolut. Fii mai critic cu tine. Exact. Și în general cu alții. Mai critic. Adică, bă, nu tot ce-ți bară să mănâncă, am învățat. Știi? Și de multe ori, dacă tu aplici chestia asta și zici, bă, ce chestie, am făcut-o eu, deci eu am reușit, da, frate, răspunsul tot la tine. Da, adică ai încredere în forțele tale. Cam astea sunt două principii care sunt suficiente și sunt foarte grele de atins și cred că oamenii ar trebui, sau copiii, ar trebui să se concentreze pe chestia asta. Uh-huh. Și dacă sunt gamer, nu-i rău. Pentru că eu din gamer m-am transformat în online market, stăteam 10 ore la calculator și am zis, ok, mi-am făcut întrebarea, cum pot să transform în bani timpul pe care îl petrec în fața calculatorului? Și cum l-ai transformat? Am început prin afilieri. Uh-huh. Am început să vând produsele altora. Da, și să fac nu aveam bani, nu aveam stoc, nu aveam nimica și a fost cea mai bună variantă pentru a începe un business. Mi-am construit cash flow și cu cash flow respectiv am zis, ok, hai să începem să mai aduc un băiat că eu sunt puturos de fel și îmi place să deleg foarte mult. Și uite, așa ți-ai luat o mașină de 100.000 de euro. Da. Bravo. Mă bucur să văd tineri care sunt de succes. Uite, chestia asta cu mulți tineri consideră că părinții lor le spun că, băi, ești puturos, n-ai să reușești în viață. Nu e adevărat. Dacă ești puturos, vei reuși în viață. Că vei delega foarte mult. Da, nu e bine să le pui etichete copiilor. Da. Asta, orice psiholog ți-o poate spune. Da. Că dacă... Da. Taică tu spune, bă, nu ești în stare de nimic, se întipărește în memoria ta chestia asta, în Absolut. Subconștientul tău, chiar dacă tu conștient nu-ți dai seama, Absolut. Dar subconștientul tău te face să nu progresezi la fel de mult cum ai progresat dacă cineva te-ar lăuda și ai încredere în tine, da. Poți să reușești. Absolut.
Uite, o altă chestie care pot să-ți spun, există foarte mare dezbatere pe dacă să mă duc la școală sau nu. Știi care e opinia mea? Care e opinia ta? Opinia mea e în felul următor. Bă, știi cine pune de obicei întrebarea asta? Ăia care simt să se ducă la școală. Ok, nu că sunt împiși de părinți, simt să se ducă la școală. Și așa, bă, frate, eu, dacă mi-aș fi continuat studiile superioare, în poziția în care sunt astăzi, mă întâlnesc cu oameni de afaceri de milioane de euro, stau la masă, fac discuții cu clienți foarte mari, eu dacă aș fi avut niște studii superioare, probabil aș fi folosit niște termeni mai bune, aș fi vorbit mai bine, aș fi avut niște cunoștințe în plus, ca, de exemplu, nu știu, tehnici de comunicare mai bune, să poți să închid clienți mai mulți sau să li cer mai mulți bani. Okay. Să vorbești cu ei, să te adaptezi exact la nivelul lor. Exact. Sau aș fi avut cunoștințe care mi-ar fi permis ca business-ul care l-am acum să-l fac și mai mare. De-aia trebuie să citești cât mai mult. Exact, dar faptul cu școala, însă așa, bă frate, dacă se duce la școală, du-te frate, la, uite, am un prieten, s-a dus la Milano, nu știa dacă se duce la facultate sau nu, la Milano, la Bocconi, și a zis, bă, du-te, nu te du neapărat pentru ce vei învăța acolo, dar faptul că pleci de la maică ta de acasă, experiență, stai singur, înveți să-ți faci de mâncare, înveți să-ți peli pijamaua. Te ajută în viață, extrem, toată experiența asta. Extrem, extrem. Uh-huh. Și însă așa, bă, simți să te duci la școală, du-te la școală, că oricum va fi mereu un plus, dar ține cont că trebuie să faci ceva pe lângă. Nu va fi niciodată suficient chestia. Da. Chiar dacă eu n-am fost la școală. Dar dacă, în situația în care sunt astăzi, dacă aș fi avut niște studii superioare, m-aș fi simțit, cred că mi-ar fi dat mai mult încredere în mine. Cam astea sunt chestiile pe care le-ai recomanda unui tânăr, nu? Da. 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 Și să admiri cei bogați, să nu invidieze niciodată. Regulă în viață. Sunt, și nici nu trebuie explicat asta. Gen, ăla are că i-a dat mânsa, bă! Ok. Vei rămâne la nivelul care ești. Exact. Eu, de exemplu, pot să am o părere nu perfectă despre tine. Dau un exemplu acum, ok? Nimeni nu e perfect. Dar eu n-am cum să nu te apreciez pentru ceea ce tu ai făcut. Ce a făcut, mă, că n-a făcut nimic, i-a dat mă să bani. Înțelegi? A avut numai business-uri falimentare. Spune că așa gândesc unii. Unii, sunt câțiva, da? Da. Exact așa gândesc, știi? Tipul care a fost pentru mine ca un, cum să zic eu, mentor. Okay. Și care avea super mașini mereu, a avut bani la părinți. De niciodată, băi, nici nu nevastă mea nu i-a zis vreodată sau să gândesc eu, ăsta nu reușeam, mă, dacă avea bani la părinți. Efectiv, niciodată nu m-am gândit. Și l-am apreciat pentru partea pozitivă a lui, pentru ce a făcut. Poți să-ți spun o chestie? Te rog. Silvio Berlusconi, nu știu dacă știi, el a reintrat din nou în politică, da? Și a făcut, a intrat pe el, că a câștigat Forța Italia, în fine, nu contează. Dar el i-a făcut un monument lui taică-su, acum, Silvio Berlusconi, cel mai șmecher din punctul meu de vedere, om de pe pământ, ok? Pentru că taică-su i-a dat toți banii pe care el i-a primit din lichidare, să spun, i-a dat toți banii ca el să ducă să-și facă primul bloc. El avea niciun ban. Foarte tare. Și Silvio Berlusconi, datorită banilor pe care le-a primit de la taică-su, și a construit tot ce azi și a construit și le-a făcut un monument. Deci se bate cap în cap cu ce ai spus tu mai devreme. Deci nu, eu am început fără bani de la părinți, ok? Silvio Berlusconi a început cu bani de la părinți și a fost și mai șmecher. Și tu tot îl apreciezi. Absolut. Niciodată nu te gândești, bă, că ăsta nu făcea nimic. Nu, dar asta e un exemplu pentru mine, pentru că eu îmi voi educa copiii și le voi da și bani, dar îi voi da bani prin educație. Aha. Foarte frumos, îmi place. Și asta n-are rost să băgăm în vlog. Da. Eu mă jur că n-am avut bani la părinți, dar n-am vrut să le dau oamenilor detalii despre afacerile mele. Și atunci am preferat să le zic că am avut bani la părinți. Și de asta nu mă atacă pe mine niciodată, da, ca să mă înțelegi. Dar auzi, deci probabil, contează, frate, probabil e o ancoră care pe tine te-a ajutat să poți să crești mai tare audiență-ul. Tu gândești pozitiv. Da. Asta e un mare skill în viață, să gândești pozitiv. Eu zic mai mult optimist sunt. Un optimist naiv. Foarte bine, da, știu. Dar ai nevoie de puțină naivitate, pentru că dacă ai prea multă frică, nu mai faci nimic în viață. Exact. Bă, mi-e frică să pornesc afacere. Da. Că poate o să pierd banii. Da. Mi-e frică să pierd. Adică nu trebuie să fii nici prea nebun să te exact bagi în orice, exact, dar nici prea exact să nu te bagi în nimic. Îmi place foarte mult să vorbesc cu oameni care să aibă informații importante să le oferim tinerilor. Eu vreau să spun o chestie. Eu când am început pe strada asta și Mi-a fost foarte greu, pentru că eu sunt o persoană din spate, eu sunt o persoană din umbră. Și bani și tot am făcut din umbră. Nu mi-a plăcut să mă expun din niște principii de ale mele care nu prea aveau logică. Dar am zis, ok, dacă eu ies și deschid gura în fața telecamerei și există posibilitate ca mâine să mă vadă o persoană și poi mâine să mă vadă un milion de oameni, trebuie să am foarte mare grijă. Există o responsabilitate foarte mare la mine când eu spun un lucru. Și pentru că e foarte ușor să creezi dezinformare, noi trăim într-o eră cu abundență de informare și care strică
acum toată această informare. Deci dezinformează informarea. Da. Tocmai de aia sper că foarte mulți tineri o să-ți dea follow pe Instagram, nu? Care da. E contul tău de Instagram? Cosmin Botoșanu. E unic. Mi-am găsit un user. Și pe ce platforme de social media te-ai gândit să activezi? Toate. Instagram, toate. TikTok? Da. Și YouTube. Și Facebook? Făcut, și Facebook, da. Facebook mai puțin, zic sincer, pe Facebook doar lucrez. Interesant. Că eu pe Facebook am avut 13 milioane de vizualizări în ultimele 7 zile, da? De la 10 milioane de oameni. Wow. Noi acum am început pe YouTube, am făcut două podcasturi, în care într-unul am vorbit despre mindset, pentru că eu promovez foarte mult și sper că acum înregistrez brand-ul, sper să mă apropie și ca autor. Tot ce sunt principii de viață și de business se regăsește 97% mindset, 3% tehnic. L-am pus peste tot chestia asta, pentru că tot ce avem noi aici, camere și mai departe, e tehnică, e la 3%. Dar noi doi suntem la 97%, suntem conținutul. Uh-huh. Știi? Adică sunt foarte mulți oameni care ar putea să ducă mâine să cumpere aceste camere. Da. Dar adică conținutul contează. 97% de oameni poate să cumpere camerele astea, dar doar 3% din acei oameni vor produce un conținut care va exploda. Și știi cine a zis chestia asta? Casey Neistat, tăticul vlogurilor. A zis, content is king. Ah, ok. Nu, cred că zici, da, am înțeles. Da, da, da. Content is king. Adică tu poți să faci un content și cu telefonul. Absolut. Și să devină viral. Ce spune ție chestia asta? Îți spune că chestiile astea contează mult mai puțin. Cel mai mult contează contentul. Tu degeaba ai cele mai șmechere camere de luat vederi. Da. Dacă tu contentul nu e appealing pentru oameni. De-aia unii zic, da, domne, are camerele, de-aia poate Andy Popescu. Gândire de hater. Dar uite, de exemplu, am un prieten, a făcut un clip pe YouTube cu 3 milioane de vizualizări, făcut, s-a filmat singur. Organic. Da? Deci care e diferența? Pentru că contentul e cel mai important. Da. Contează ce spui. Normal că chestiile astea, când ai o imagine clară și tot, contează. Ajută. Și la acolo 5-10%, dar nu e procentul majoritar. 3% din punctul meu. Asta e strategia, da. E chestia asta. Eu filmez cu camera asta pentru că se vede foarte bine pe televizor. Și cum se vede? Vezi fiecare. Băi, când o să iasă vlogul, o să mă duc mai uit pe televizor la vlog. Băi, să vezi ce diferență. Să vezi ce diferență, spun de acum. Cât am stat? Am stat 2 ore să montăm în camera asta, nu? Da. Da, chiar 2 ore. Da, o să vezi diferență. Știi? Că ne puteam să punem niște GoPro-uri mici, dar nu era la fel imaginea. Atât diferență. Atât diferență. Da. Îmi place că am vorbit și despre chestii despre viață. Mai zic ce nu-ți place la mașină, că asta nu mi-ai zis. Interesant, pentru că e mișto consumul, e mișto că fuge, e mișto că e ușoară, e mișto că are frâne ceramice. Deci am zis, chestia care nu-mi place e că, de exemplu, când mergi la drum lung și o pui singură, de exemplu, A5-ul conducea singur, asta mult mai greu recunoaște liniile. Da, că are poate senzorul, da. La păcetul. O altă chestie care nu-mi place, dar bănuiesc poți să o dezactivezi, vezi chestia asta aici, pornește singur automat să recunoască liniile. Și de multe ori, de exemplu, vreau să evit o groapă sau o chestie sau înțelegea greșit linia și îmi trage din volan. Și nu poți să o dezactivezi? O dezactivez, dar trebuie mereu să o dezactivez. Intră automat. Și poate să fie default dezactivat. Vreau să înțeleg chestia asta, încă nu știu. Dar deocamdată mă supără chestia. Lăsați-mi un comentariu, aș vrea să pe el. O să citești toate comentariile? Bă, o să citesc, dacă o să fie, o să citesc. Uite, chestii. Întrebarea românului. Pe ultimii 8500 de kilometri, mașina asta a consumat 12,7. Da, dar jumătate din kilometri aia au fost făcute în Germania, nu de mine. Deci se schimbă țara. Bănuiesc că ei acolo au mai multă autostradă ca noi. Mașina câți kilometri are? 10.000. Deci am cumpărat doar 7.000 și într-o lună am făcut 3.000 de kilometri. Păi da, dar e mișto mașina. Și faptul că o folosesc daily. Mm-hmm. Bănuiesc că dacă o să-mi cumpăr un Ferrari, o să fac ca italian, o să-l folosesc duminică. Și ce preferi, Ferrari sau Lamborghini? Ferrari. Eu sunt crescut în cultura italiană. Lamborghini de bine. Lamborghini de bine. Dar ce nu place Ferrari? Ce nu place la Ferrari? Hai să spun. Are sute de cai, da? Și toți pe spate, frate. E periculoasă ca mașină, eu condus. Asta zic. E periculoasă. Când la Lamborghini, aia, Ferrari sunt niște mașini pentru piloți adevărați. Când o calci, să poți să o controlezi. Eu nu sunt pilot, dar am la Lamborghini. Da. Că i-am dat 4x4 cauciucuri, da. Cât casa, da. Se duce, o ții pe șosea. Da. Înțelegi? Adică dar, eu știu de ce-mi place. Viziunea mea e diferită aici. Știu, tu trebuie să ții mașina care îți place ție. Și nu numai asta, dar există o regulă în Italia a italienilor, în care tu nu ieși cu mașina, cu Ferrarele, să o accelerezi. N-ai voie. Adică accelerezi doar la semafor dacă vin oamenii pe lângă tine să dai un pic de spectacol. Dar tu ieși cu mașina doar din punct de vedere prestanță. Mm-hmm. Adică tu scoți statut. Femeia, da, tu scoți femeia duminica cu Ferrarele. Ei, eu scot cu Tesla. Da, nu, eu vorbesc acum de ce m-au învățat ei. Zi cu zi, eu am oameni de afaceri cu care colaborăm, zi cu zi merg cu, nu știu dacă tu știi, Panda aia din 97. Fiat Panda din 97, aia 4x4, deci mașina, eu o să-mi dau comandă, acum vreau să o folosesc daily la Brașov.
Da? Da, îmi place, pentru că poți să mergi pe munți, e o mașină extraordinară, bate și 4, bate 4. Am mers cu ea, am închiriat când eram în Italia. Da, și modele din 90 sunt cele mai frumoase. Dar, asta e chestia la Ferrari, Ferrari îl iei și ca o piesă de muzeu cu care tu o expui în oraș și pe care tu ai parte de ea, în primul rând, în primul rând, tu, trebuie să-ți placă și trebuie să te simți bine. Într-adevăr, dacă te dai la ea și nu ai experiență, e periculoasă. Asta e problema. Eu am condus în pistă și Lambo și Ferrari. Ce Lambo? Huracan? Huracan, da. Altcumva e diferența când intri în curbe, când accelerezi, când ieși din curbă cu Lamborghini, știi? Adică te distrezi. Normal, pe când Ferrari, pe când Ferrari e un stres. Uh-huh. Că tu nu ai experiență. Păi e normal. Știi cum suge fundul? Da. Am făcut eu un vlog cu Ferrari de 940 am văzut. De da, da, da. Spate. Păi, da. Știi cum era? 90 la oră o călcam. Vai, vai, vai. Explicați ceva de Popescu. Cât ai stat în Italia? La vârsta de 12 ani. De la 12 ani până la cât? Până acum 2 ani am 27 la 24 de ani. 23 jumătate, deci, că eu am... 12 ani în România. Da, dar crescut într-un sătuc, un pic izolat. Deci eu nu am avut niciodată conexiuni cu România reală. Deci noi când mergeam la oraș... Și cum ți-a părut România după atâția ani în Italia? În primul rând, ce nu mi-a plăcut e că românii din afara, deci diaspora, vorbește urât de România, da? Și mi-au creat, deci se plâng foarte mult. Și chestia asta mi-a creat o imagine mai proastă, care după aia, ajungând aici, a fost total invers. Bă, și mi-am dat seama de o chestie. Dar ce spun oamenii? Unii, nu toți. Deci vreau să spun o chestie și nu vreau să... Să te înjure lumea. Nu vreau să spun, eu o să spun cuvântul săraci. Și când o să spun cuvântul săraci, nu vreau să jignesc pe nimeni. Uh-huh. Dar vreau să fac o diferență economică dintre două clase sociale. Ok. Aceia fără bani, ca să nu zic săraci, aceia oamenii fără bani și oamenii cu bani. E adevărat, probabil dacă nu ai bani în România, e un pic mai greu și te poți plânge mai mult, ok? Mm-hmm. Dar, dacă ai resurse economice, România e o țară a oportunităților. Păi de-aia s-a mutat cobra aici. Și lumea asta nu înțelege. Vrei să-ți spun o chestie care mi-am dat seama cu 3 zile? Mm. Eu când eram în Italia, nu m-am plâns niciodată de Italia și mi s-a părut cea mai șmecheră țară. Din punct de vedere cultură, mâncare, oameni, infrastructură, tot. Uh-huh. Dar italienii care, prietenii mei care erau cu mine, se plângeau zi de zi de Italia. Și am spus, da? De ce te plângi de Italia, frate? De cea mai jumecă țară, mi se pare. Când am venit în România, așa? Am început să mă plâng în automat, da, din lucruri din România. Când avem autostrăzi, când avem aia, când avem aia, și vorbeam numai, nu avem. Dar eu nu mi-am dat seama că eu aici am venit cu un alt scop. Și că de fapt e un țărâm a oportunităților. Extrem de mare. Ai văzut avantajele. Și tu am înțeles chestia asta, că în viață trebuie să cântărești orice. Uh-huh. Și în cazul ăsta, bine îi cântărește mai mult în România decât părțile negative. Da. Și de-aia cobra e fericită aici, pentru că el zice, mă oprește poliția că a mers mai repede. Frate, tu din America, am fost în America. Păi dacă ai... Te arestează. Dacă eu, pe mine ne-a oprit poliția în Los Angeles, un tip, un prieten de-al meu din spate, a făcut o mișcare mai bruscă. A pus imediat mâna la pistol. Adică, de exemplu, italianul, dacă te prinde cu viteză, te ceartă, frate. Deci, și aici chiar are dreptate că orice zic. Bă, te ceartă, adică simți că te-a mustrat tata. Da? Așa te simți, da. Și o altă chestie care e o mică diferență. Și îți dă și amendă? Nu. În Italia există indulgență, factor indulgență. Deci România te ceartă, dar nu dă amendă. Nu. De multe ori... să recetești pe noi. Da. Dar pentru că e un alt tip de educație la aici, dar în comparație cu România, România polițistul când te prinzi, polițistul zice, bă, frate, îmi pare rău, te-am filmat, dar n-am cum, știi, adică el merge ca mine, știi, dar el e pe postul angajat în care trebuie să mă filmeze, știi, și dacă mă prinde, asta e, frate, știi, și mi-a zis, bă, frate, se întâmplă, te-am filmat, n-am ce să fac. Pe mine m-a oprit toată și mi-a dat amendă și după aia mi-a zis, durează și tu puțin. Vă o să spun și după aia și-a zis? Și a zis, dă-i tu tare prea semafor. Zic, domne, că nu vreau să mă mai prind încă o dată radarul. Nu, domne, dă-i așa un pic, dar mi-a dat amendă, știi? E niște chestii, știi? Uh-huh. Vezi? Ne face lumea cu una. Foarte tare. Foarte tare. Înseamnă că aia nu sunt hater. Exact. Nu, mă, haterii sunt puțini, știi? Eu chiar vorbesc prea mult de hater, știi? Și trebuie să stau să nimeni mai bagă seama, știi? E chestia care spuneai tu, energie, energia pe care tu o scoți, cu care tu rezonezi, aia cumva vine. Asta sunt lecțiile care eu le învăț de la nevastă. Eu mi-am zis o chestie. Voi spuneți prea mult în România, băi, ești nebun. Și... Băi, ești nebun? Da. Și a zis, nu-mi place chestia asta. Voi spuneți prea mult chestia asta. Și atunci am făcut, am zis, ok. De acum, de fiecare când îi vin, spune, băi, ești milionar? Ești milionar?
E autoconvingere, știi? Că dacă repeți o minciună de prea multe ori devine realitate. Și atunci folosim mesaje subliminale, știi? Băi, ești milionar? Da. Deci concluzia este că e o mașină bună, bombă, cu interior mișto, dar cam scumpă, aș zice eu. Okay. Nu înseamnă că nu merită mașina. Foarte bine, în locul tău și eu mi-aș lua mașina și n-aș fi regretat că mi-am cumpărat mașina. Adică au fost 100.000 de euro sau, mă rog, 80.000 de euro bine cheltuiți. Da. Dar mult mai ieftin decât un RS6. Da, mult mai ieftin. Intră și tu pe linkul din descriere, alege pe ce vrei să joci, PC sau consolă, descarcă jocul și ne vedem online. Da, dar știi care e faza? Eu aș alege o pasta în locul unui RS6, pentru că e mult mai ieftin. Bă, acum o să trebuie să-mi cumpăr un RS6 ca să fac diferența, da? Lăsați un like sau un dislike și dați-ne și nouă un comentariu pentru că să citim toate comentariile. Și follow pe Instagram. Și dați-mi follow pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook pentru că aveți lucruri de învățat la el. Nu? Super tare. Băi, eu așa sper. Hai să citim comentariile.